Wow! Salutare! Astăzi o să continuăm seria noastră de încercăm produse diferite, așa că astăzi o să testăm produse și arome de la Kinder. Așa că aveți 3 secunde la dispoziție să dați un mare like dacă vreți să continui această serie, așa că 3, 2, 1, perfect! Aveți butonul de like și bineînțeles să distribuiți și mai departe după ce se termină acest video. Îmi plac foarte mult challenge-urile astea în care testez anumite produse pentru că mie îmi plac dulciurile, de ce nu? Am văzut că și vouă vă plac, așa că de ce să nu o continui? Așa că aici avem comorile noastre pe care o să le degustăm imediat, dar pe rând prima oară. Așa că primul produs este acesta. Kinder Country Milk and Cheerios. Acesta! Da, cea mai grozavă parte este când o să le desfac. O să le desfac de tot ca să vedeți cum... Oh, ok, asta este ciocolată cu lapte și cereale. Arată chiar fain. Se simte aroma de cereale foarte mult. Al doilea este Kinder Bueno White. Acesta. Are pe... Nu vreți să știți ce am făcut pe masă? O grămadă de cacao. Fac așa nu pentru că mă doare capul, ci pentru că mă doare sufletul să văd cum această minunăție s-a dus. Încă o dată mă doare sufletul pentru că vă fac poftă și vouă. Așa că dacă v-am făcut poftă, dați un like. Chiar sunt curios câți pofticioși sunt aici. Bun, al doilea este tot Kinder Bueno. De data asta nu este white, ci este din ciocolată. Cel mai tragic lucru este acesta. Ok, da, s-a rupt. Asta este, se mai întâmplă. Al patrulea este Kinder Chocobons. Acesta. Desfacem, rotim și se produce magia fix. Era zmonic. Mamă! Fenomenal! Următorul este un Kinder Mix, Mini Mix. Acesta este Mini Mix. Sunetul minunat încă o dată. Oh, da. Aici văd că este un Mini Mix de mai multe chestii. Ok, Kinder Mini Mix. Asta este ceva gen mai mititel. O să mușc puțin. E ceva gen cum am mâncat mai înainte. Este foarte bun. Următorul. Pentru asta, mamă, cât de strălucitoare poate să fie chestiile astea. Pur și simplu fermecător și ceva strălucitor. Kinder Mini. Asta am mâncat. Avem un ouleț mic, mic, mic de tot, pe care o să ne chinuim cu siguranță să îl desfacem, pentru că de ce nu? Oh. Fiți atenți. Mi-ar place dacă găinile mele, dar nu am găini, vor face ouă din ciocolată. Fenomenal! Mai este ceva pe aici pe care nu l-am degustat? Cred că nu. Ok, cam acesta a fost mini mixul. Așa că următorul este băiatul acesta pe care îl vedeți cu siguranță toată lumea în reclamele respective. Zâmbetul lui perfect. Perfect. Partea mea favorită. Cine nu știe de... Aoleu! Nu! De ce cazi pe jos? Vezi ce ai făcut? Vezi ce ai făcut? Rușine să-ți fie. Rușine! Ciocolata asta a rămas încă bună. Nu am îmbătrânit ca tine. Ok. Următoarea este... aceasta. Kinder Happy Hippo Cacao. Acesta este... Ăștia sunt niște hipopotam băgați în cutie pe care noi acum o să-i mâncăm. Cam ăsta este un hipopotam pe care o să-l vedeți voi făcut din ciocolată. Dar arată mai mult ca un om de zăpadă. Și parcă ăsta este fundul lui din câte văd. Ok, hai să te mănânc de fund. Cât de bună poate să fie asta. Wow! Asta este pur și simplu raiul pe pământ. Așa că următorul este Kinder Surprise în mărime
mică. Apropo, vreau să vă zic că nu am mai mâncat Kinder de foarte, foarte mult timp. Hai să vedem. Oh, pur și simplu te satisface chestia asta. Foarte mult când o deschizi. Ia. Și bineînțeles trebuie să vedem și ce este înăuntru. Oh. Este un... ok, nu este așa de greu. Este un robot. Este un fel de dinozaur care a căzut pe jos. Iar acum marele moment pe care l-ați așteptat toată lumea este acesta. Kinder Surprise Maxi. Mamă, cât de frumos poate să fie. Cât de frumos, nu e așa? Iar acum momentul mult așteptat. Ia să vedem. Wow! Wow! La o parte și o să vreau să vedeți cât de perfect poate să fie. Perfecțiunea întruchipată, iar acum... Cu siguranță vreți mulți dintre voi să vedeți cum îl mușc așa, așa că... Hai să vedem ce se află înăuntru. Mamă! Ok. Ce e asta? O casă cu biberon, ceva de... Ia fiți atenți ce am primit aici. Acum am văzut, pur și simplu este un pitic cu niște experimente științifice care stă exact așa. Bun, cam atât am fost cu acest episod. Așa că v-aș ruga foarte mult să distribuiți acest video mai departe. Urmăriți-mă pe pagina mea de Facebook și de Instagram. Mă găsiți Florentin Hriscu, aveți toate link-urile și în descriere. Și vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari dansatori. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!